4-3 pentru faimoși. Ultimul duel din această serie. Elena împotriva Carinei. 3, 2, 1. Discurile, trec fetele de ele. Și de prima poartă, acum, a doua. În același timp, în piscină. I-am auzit pe cei de pe margine, încurajându-le foarte puternic. Nu s-a mai întâmplat asta de mult la Elena. Acum Elena reușește să obțină un mic avans în fața Carinei. Se târăște Carina, acum plonjează în ultima piscină. Trage! Trage! Elena foarte tare de ea, la fel și Carina. Să vedem care va rezista până la final. Și mai ales care va fi concentrată la final. Se pierde că se lovește acolo Elena pe obstacolul care le-a dat cele mai mari bătăi de cap concurenților până acum. Va arunca prima Elena. Hai, Carina, hai, hai! Împinge picioare și uite! Carina este și ea redutabilă la aceste aruncări. Dărâmă Elena un totem. Ratează apoi de mai multe ori. Încă un totem dărmat de Elena. Carina și ea unul. Mai are 3 totemuri Elena, 4 Carina. Așa! Bravo, Elena! Punctul ăsta este foarte important. Foarte, foarte important. Scorul este 4-3. Se distanțează faimoșii sau egalează războinicii. E ok, bravo, e 4-3. Hai, nu sta. Și nada. S-a dus acum să-și recupereze mingile. Aruncă Elena. Bravo, Elena. Lovește și Elena încă un totem, dar la fel rămâne țintuit pe masă. Apoi se enervează Elena și gatează de mai multe ori, dar până la urmă mai dărâmă un totem. Mai are doar 2 de dărmat, 4 Carina, 3 acum Carina. Reușește și ea o lovitură bună. 2 totemuri Carina mai are de dărmat, egalitate. A recuperat Carina 2 totemuri. Mai lovește Elena unul, mai are unul singur de dărmat. 2 Carina. Nici nu vă imaginați ce tensiune este pentru cele două echipe. Miza este uriașă, imunitate și provizii. Dar mai ales imunitate. Elena, să vedem cum aruncă. Lovește totemul, dar nu cade. Incredibil! Carina, stângul față! Carina, e rândul ei acum. 2 totemuri mai are de dărmat. Ratează lovitură. Lovește cu a doua lovitură, dar nu dărâmă totemul în continuare. Nu vor să cadă. Elena, acum! Pum! Pum! Adus de Elena! 5-3 pentru faimoși! Ești trebă! Da, e ok! E bine, bine, acolo toate. Știi care chestia la început, stăteai cu dreptul și e greu să dai așa, dă-i ca aia lungă mai mare. Și am pierdut în primul băzit. Și că ceva când dați? Când dați? Da. Cred că m-am arcuit prea mult și am pierdut timp. Nu e problemă. Ca să aveți forță, ca să aveți forță, țineți-vă piciorul opus, ca să mutați mult din corp. Dați mult din corp, nu doar în tricep. Dați din corp, dați din corp. Chiar dacă nu dai din spatele capului, dă-i din corp mișcarea, da. Mamă, cum se ducea, deci vreau să mă dau mai îndreaptă. Da, exact, exact. Multe le-ai dat tot în direcția aia, le-ai numit pe primul. De-aia ziceam, condu, asta înseamnă să condu. Pentru Kevin este lucru. Bravo, bravo, bravo. Așa. Bravo echipa, bravo echipa! Până la capăt! Până la capăt! Gândiți-vă că suntem la jumate, mai avem încă atâta. Încă atâta. Da? Suntem 8 oameni și ne trebuie 5 oameni. 3, 2, 1 și faimoși! Oricum, regițiile pe cele mai bune, acolo e strategia. La vârf, nu la bază. Da, eu spuneți-mi dacă este. Da, ok. Până la venit. Pe oameni, s-o făcut mai bun până acum. Da. Păi Andrei n-a pierdut punct? E important să luăm punct. Ori cu Andrei, important să luăm punct acum. Da. Vreau să-l iau eu pe Moș, pe Rom, pe Remus, să văd dacă mi-a arătat noroc. Poți să-l iei pe Remus, da. Sau cine ce-ți place? Cine-l ia pe Emanuel? Emanuel, că l-am avut odată ori și eu l-am avut. Și poți să-l iei pe Cristi, că n-a aruncat foarte bine. Și la viteză îl poți să-l fac. Nu, stai un pic. Cu ce? Elena. Stai un pic, cu Elena să iau. Nu vrei cu Ana, că mai o distrugi de mai mult. Asta are de tine față o chestie. Da. Da, da, da. O distrugi. O distrugi. Iau pe Ana. Iau pe Ana. Iau pe Ana. 4 și 4, da? 4, 4. Elena. Da, iau tu pe Elena. Iau pe Elena. Tu... Nu, joacă 4-4. Ce ai cu Grațiela? Vrei să fii Grațiela?
sunt cu oricine. Ok, grațiela și tu asemenea. E perfect. Tu s-ar putea să rămâi. La 3 pentru faimoși, se duelează acum Mihai și Emanuel. 3, 2, 1! Am avut alegeri, avem noi dueluri. Emanuel este pentru prima dată pe traseu, să vedem cum se va descurca. Hai Mihai, hai Mihai, hai Mihai! Bravo Emil! Bravo Mihai! Hai Mihai, hai! Bravo, bravo, hai Mihai! Mihai știe însă traseul, s-ar putea să fie acesta un avantaj pentru el. Să vedem! Cât de frumos a sărit Emanuel! Trage de tine, Mihai! A ajuns Emanuel la ultima piscină, va arunca primul, se pare. Iese și Mihai. 5-3 pentru faimoși. Încă un punct extraordinar de important. Ratează amândoi primele lovituri, reușește Mihai să dărâme totuși un totem. Încă unul! 3 totemuri mai are Mihai, 5, 4 acum Emanuel. Fiecare dintre ei strânge mingile și se pregătește de o nouă tură de aruncări. 5-3 pentru faimoși, să vedem, acum aruncă bine Mihai și dărâmă 2 totemuri. Un singur totem mai are de dărma Mihai, 2 Emanuel. Unul și Emanuel, mai are o minge Emanuel, o va dărma? Nu! O nouă serie de aruncări. 3 mingea și-a luat Mihai, aruncă Mihai. Și ratează Mihai prima aruncare, reușește însă din a doua. Un nou punct pentru faimoși, 6-3 pentru echipa roșie. Și iată-l pe Mihai explodând de fericire. Bă, la una, bă! Ai, e dureros asta, e dureroasă ultima. Hai să întoarcem. E dureroasă rol la ultima. Hai că avem forța pe primele alea, 5. Forța stă în noi. Bă, dar se duceau toate printre, în același loc. Printre. Da, da, aveai țintă așa din lateral când... Da, da. Trebuie să schimbi. Încă bine mi-a fost așa. Bă, a fost la una în fața lui, mă, deci... Hai să nu mai comentăm de țintă asta. Nu, eu zic pentru el dacă... Adică Remus n-a ținut să dea două. A dat două că a nimerit două. Nu țintește nimeni să dea două. De ghinion când nu ți-ntra așa pe toată. Da, bă! Suntem aici cu toții. Da. Relaxați, cap în joc. Cap în joc. Cap aici, nu fugiți, da? Exact. Băi, bravo Mihai, super luptat. Bravo, până la capăt. Bravo. Încă 4 puncte. Da. Încă 4 puncte. Relaxat, toată lumea. Bravo echipa, relaxa. Bravo, bravo echipa, haide! Haide, haide, haide! Asta e haide! 3, 2, 1 și faimoși! Șase la 3 pentru faimoși, duel între fete acum, Asiana și Carmen Emanuela. 3, 2, 1! Pe discuri au ajuns în același timp fetele. Împing cu forță porțile triunghiulare și sar în apă. Plonjează în a doua piscină, prima. Asiana. Hai, mă, trage de tine, Emma. Haide. Bravo, Emma pare că nu are energie suficientă, să vedem. Trage de tine, Asiana. Trage. Este clar că lipsa mâncării e un factor foarte important în această competiție. O vedem pe Emma epuizată. Asiana își continuă drumul și parcurge și cel mai dificil obstacol fără probleme. Să vedem însă cum va arunca Asiana, pentru că în duelul precedent a avut probleme acolo. Ajunge și Emma. Se pregătește să arunce. Greșește. Aruncă greșit. Asiana, dar a doua lovitură iese și dărâmă un totem. Dărâmă și Emma un totem. Este egalitate între cele două. Ba nu. Avans acum pentru Emma. Două totemuri dărmate unul după altul. Două totemuri mai are de dărmate Emma și aduce puncte echipei ei. Picșorează din diferență. Să vedem. Mai multe aruncări greșite la Emma. S-a dus Asiana să-și recupereze mingile. E rândul ei. 4 totemuri de dărmat. 3 acum. 2. 2 lovituri foarte bune pentru Asiana. Egalitate din nou între cele două fete. Ratează Asiana însă după aia. Acum e rândul Emei. Aruncă Ema.
Ațiana și-a luat o singură minge și vrea să doboare dintr-o singură lovitură, dar nu reușește. Fiecare dintre ele are pe acest traseu o înfrângere. N-au reușit să aducă punct echipei. Să vedem acum care dintre ele va reuși totuși. Una dintre ele va ieși victorioasă din acest meci. Aruncă departe Asiana, la fel o face și Emma. Nu-ți ia mai multe, nu poate, bă, voi nu vedeți, nu poate așa. Să nu ia, ce mai e, mă, gata. Hai, Asiana, lasă-le jos și conduți mingea, Asiana. Lasă-le jos, Asiana. Lasă-le jos, Asiana. Una dintre ele va ieși victoriasă în acest meci. Doboară Emma, încă un totem. Mai are unul singur și lovește și Asiana, dar nu reușește să-l doboare. În schimb, închidem duelul Emma. 6-4 pentru Faimoși. Punct adus de Emma de la Războinici. 6-4. Bă, bravo, mă, Emma. Nu uita, da, vreau să fie. Asta înseamnă echipă, mă, asta înseamnă echipă, mă. Asta înseamnă echipă. Hai, Cezo, hai, tare. Hai sus, hai, putem. Incredibil, Emma, mă jur. Facem ceva. 6-4, ăsta e. Trebuie să rog. Mai avem 4, mai avem. 4 mai avem de luat. Indiferent ce e capul aici și în continuare. Încercam să iau mai multe, dar nu mergea, bă, dracu, am vrut să le bag în pantaloni. Hai, Cristi! Ai văzut? Ceva, insistăm, aici. Persistăm, câștigăm. Exact. Ăla e. Nu ne lăsăm nici cum. 6-4. Nu mai schimbăm. Hai, Cristi! Hai, Cristi! 6-4, 6-4. Șase la 4 pentru Faimoși. Avem acum la start doi dueliști. Cezar împotriva lui Cristian. 3, 2, 1. Se joacă pentru imunitate, se împiedică acolo Cezar. Avans pentru Cristian. Să vedem finalul, însă acolo este cel mai important. A plonjat Cezar de aproape, a sărit peste prima piscină. Din nou o face. Bravo, Cezar! Nu se menajează niciunul dintre cei doi concurenți. Este o bătălie pe viață și pe moarte, da! Bravo, bravo! Asta pentru că miza este uriașă. Vorbim despre imunitate și cu siguranță faimoșilor le este teamă de un nou consiliu. Hai, Cezar, hai! Ajunge Cristian primul și se pregătește să arunce. Aruncă, dărâmă din prima un totem. A doua lovitură este greșită însă. Bravo! Bravo! 4 totemuri, incredibil aruncările lui Cezar. Caz. Cezar mai are un singur totem. Cristian, 2. Doar după aia ratează Cezar aruncările. Hai să vedem acum. Cristian, ratează și Cristian. Și-a luat doar 2 mingi. A sperat ca din 2 mingi să dărâme ambele totemuri. Acum Cezar. Aruncă Cezar. Ratează un singur totem pentru Cezar. Și pentru Cristian. Este egalitate din nou. Ultimul totem pică până la urmă la Cezar. 7-4 pentru Faimoși. Așa, a rămas din două, din una. Da, a dat două. A mai rămas una. Și eu stătea la una și tu mai aveai 4. Lasă, n-ai ce să faci. 3, 2, 1. Bă, revenim. Bă, ce mai zi? Hai, revenim. Bă, capul sus, hai! Mai sunt 4 puncte mele, nu? Da. Hai, câte puncte? Hai să ne focusăm aici, ne focusăm aici. Băi și fete, eu mi-am făcut datoria. Mai sunt 3 puncte. Cine urmează trebuie? 3, 2, 1 și Faimoși! Lola! 7-4 pentru Faimoși. Duel între fete.
Ana de la echipa roșie împotriva Lolei de la echipa albastră. La semnalul meu, 3, 2, 1... Încă un duel foarte important. Niciuna dintre fete nu se gândește la posibile accidentări. Trag de ele. Lola are probleme să iasă din piscină. Se agață însă Ana. De a doua, din nou la egalitate. Bravo, Ana! Plonjează Lola la o distanță foarte mare. Între timp însă iese și Ana din piscină. Acum, platforma perforată. Mic avans pentru Ana. Atentă, atentă. Lola, bravo, bravo. Calm, calm, Lola, calm. Se împiedică Lola acolo, s-a agățat puțin de o sfoară. Ana, probleme la ieșirea din ultima piscină. Bravo, Ana, bravo. Se pregătesc să arunce fetele. Prima Ana. Aruncă Ana. De două ori aruncă, lovește un totem, dar nu reușește să-l dărâmă. Însă Lola, ce spectacol face Lola! 4 totemuri dărâmate de Lola, mai are unul singur de dărâmat și reușește! Incredibilă răsturnare de situație! 7-5! În continuare, avantaj pentru faimoși! Nu-i nimic, Ana. O să ai din asta o grămadă. Stai liniștită. N-are nimic. Băi, asta capul e. Sus. Și la mine nu strica două, energia. Lasă-te să capul sus. Ghiță, hai, frate. Ia uzi. Bă, de două ori, mă, poate ești nebun, mă, că nu... Ana, nu plângea, Ana. Ana! Ana, nu plângea. Mai pentru ce? 97. Poți să le zic un singur lucru? Cea mai mare forță și motivație îmi luați de acasă. Așa e. Băi, numai eu mi-mi imaginez. Păi la mic îmi face. Hai, Ana, hai! Așa, așa. Imaginez cum a făcut, o să facă. Hai pentru Lola, hai pentru Lola, hai pentru Lola, Lola. Hai. Nu mai fă bună asta, calmează-te, avem treabă. Nu s-a terminat. Ana, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic, avem treabă, gata. Relaxează-te, relaxează-te. Nu are nimic, stai liniștită. Lasă-o în pace. Hai că avem treabă. Ana, nu mai fac cu apărături din astea. Ne-a dat una, de două din una? Da. Nu m-am întâlnit. Da, 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 da. Da, tu zici. Da, 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 două. Știu ce ai dacă... Bravo, mă. Sunt mai cu... Tot stresul și nervicarea, îi dai pe traseu, nu aici. Ai, am dat, o să-i dai că mai o să fie, o să urmeze, stai liniștită, o să mai avem. Asta e, o să avem iară. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii, aici sau aici.